Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice, Părinte, iubiți frați, săptămâna aceasta, numită pe drept cuvânt și Săptămâna Crucii, este perioada în care Biserica ne amintește, ne reamintește una dintre cele mai importante învățături sau unul dintre cele mai importante îndemnuri pe care Domnul nostru Iisus Hristos ni le face. Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Este îndemnul, poate capital, pe care îl face Mântuitorul și este o intenție prin care Iisus Hristos dorește ca noi să-i fim următori, să fim imitatori ai Lui. Pentru că, de fapt, a fi creștin înseamnă a trăi o viață de răstignire. A fi creștin înseamnă a trăi viața precum un răstignit, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel în epistola, într-una dintre epistolele sale, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește împreună cu mine. M-am răstignit împreună cu El. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine sau prin mine. Și practic Mântuitorul, prin îndemnul său, vorbește despre trei lucruri, trei etape. În primul rând zice să se lepede de sine. Ce înseamnă lepădarea de sine? Înseamnă răstignirea egoismului, înseamnă lepădarea de egoism. Noi prin fire suntem egoiști, pentru că ființele, toate ființele, nu doar oamenii, toate ființele căzute în păcat sau asupra cărora planează urmările păcatului, sunt ființe egoiste. Lumea, în general, este o lume a junglei și lumea junglei, de fapt, înseamnă lumea egoismului, în care fiecare își urmărește propriul interes și atât. Mai mult sau mai puțin, fiecare dintre noi suntem atinși de acest egoism care este instinctiv aproape, în care fiecare dintre noi trăim după legea fac ce doresc eu, cum vreau eu, când vreau eu, cât vreau eu. Și lumea de astăzi chiar încurajează acest lucru. Vedeți reclame, filme, emisiuni în care se vorbește despre acest lucru. Să fii egoist, să trăiești viața într-un mod egoist. Paradoxal, deși se vorbește despre faptul că trebuie să fim altruiți, să ne ajutăm unii pe alții, în același timp suntem îndemnați de această lume perversă și fățarnică să fim egoiști, să ne trăim viața într-un mod egoist. Dacă vă uitați cu atenție la reclame, în general, la cântecele care se cântă, veți vedea că majoritatea, 90%, exact acest lucru ne îndeamnă. Să ne trăim viața într-un mod egoist. Hristos însă ne propune opusul. De aceea creștinismul nu este ușor de digerat, nu e ușor să fii creștin. Dacă ar fi ușor, toată lumea s-ar zbate să fie creștin, dar să fii creștin înseamnă efort, înseamnă asumare, înseamnă perseverență. Înseamnă foarte multă muncă, pe care, în general, oamenii nu o iubesc sau nu le iubesc aceste lucruri. Și de aceea vă spuneam că Mântuitorul ne propune opusul, iar opusul înseamnă să te lepezi de egoism, adică să te lepezi, în primul rând, de poftele tale și de patimile tale. Tot Apostolul Pavel spune acest lucru, că a te răstigni înseamnă a-ți răstigni patimile și poftele. Poftele sunt instinctele noastre. Ele în sine sunt bune, așa cum v-am spus de foarte multe ori acest lucru. Noi, creștinii, nu condamnăm trupul omului, pentru că este și creația lui Dumnezeu, și trupul și sufletul lui. Și înțelegem care este menirea omului și din ce este el alcătuit. Și poftele sunt bune, pentru că ele semnalizează. Pofta hrănirii ne semnalizează că trebuie să ne hrănim, să mâncăm. Dacă n-am avea această poftă, o parte dintre noi a murit de foame. Pentru că nu mâncăm într-un mod conștient, de cele mai multe ori. Mâncăm pentru că ne semnalizează trupul. Dacă n-am avea instinctul de apărare, probabil că am murit în cele mai banale situații. Dar având instinctul de apărare, această facultate a minții noastre și a sufletului nostru, ne apărăm de foarte multe pericole. Și apoi, ultimul instinct sau ultima poftă, instinctul de reproducere, dacă nu l-am avea, probabil că și lumea nu s-ar mai înmulți, sau cel puțin nu la acest nivel. Vedeți că și la nivelul animalelor nu stau să se gândească, vrem să avem copii. Sunt instincte și ele sunt bune toate, până la un loc. În momentul în care poftele devin
stăpânele vieții noastre, în momentul în care poftele și patimile ne guvernează viața într-un mod egoist, pentru că ele sunt egoiste prin definiție, aici deja este o problemă. Și acest lucru îl vrea Mântuitorul, să nu ne lăsăm conduși de patim și de pofte, ele trebuie răstignite. Ne folosim de ele, dar când vedem că ele își depășesc atribuțiile și limitele pe care le au, atunci le înfrânăm. Iar tot efortul ascetic, adică toată lupta noastră duhovnicească și tot efortul pe care îl facem prin post, prin metanii, prin rugăciuni, prin toate lucrurile pe care le facem noi în mod obișnuit în biserică, nu sunt altceva decât metode prin care încercăm să stăvilim aceste pofte egoiste. Și atunci reușim să ne lepădăm de sine. Fără o lepădare de sine autentică, nu există progres duhovnicesc. Adică nu poți să calci pe celelalte trepte. Pentru că aici e vorba de trei trepte. Nu poți să ajungi direct pe treapta a treia. Trebuie să le iei treptat. Și prima treaptă este lepădarea de sine, lepădarea de acest egoism. Și metoda pe care o folosim noi este altruismul. Încercăm să cultivăm altruismul prin faptele altruismului, adică în primul rând milostenia. De aceea Mântuitorul pune foarte mult preț pe milostenie și ne învață că la judecata de apoi vom fi judecați după acest criteriu, milostenia, adică după criteriul altruismului. Este criteriul suprem, până la urmă. Apoi zice mai departe Mântuitorul că dacă vrem să-L urmăm și ne-am lepădat de sine, să ne luăm crucea. Crucea este un simbol, este o metaforă pentru greutățile vieții. Greutăți care vin asupra fiecăruia dintre noi. Nu există om în lumea aceasta care să nu aibă greutăți. Toți avem greutăți. Diferă de la o familie la alta, de la un individ la altul. Unii au probleme de sănătate, alții au probleme de înțelegere în familie, alții au probleme de neascultare. Nu ascultă copiii, alții au probleme la muncă, poate nu sunt înțeleși de colegi, nu sunt ajutați, sunt poate persecutați. Alții au alte tipuri de probleme. Unii sunt săraci, sunt necăjiți și nu reușesc să-și câștige pâinea cea de toate zilele. Alții sunt nedreptățiți și așa mai departe. Sunt foarte multe probleme în lumea aceasta. E adevărat că de cele mai multe ori, adică întotdeauna, ni se pare că ale noastre sunt cele mai grele. Și într-un fel e adevărat, pentru că sunt ale noastre și le purtăm noi. Însă, dacă ne comparăm și privim puțin de la distanță și vedem și pe ceilalți oameni, vom înțelege că suntem fericiți, pentru că întotdeauna există alții și mulți alții care sunt mai nefericiți decât noi. Atunci când te plângi că te doare ceva, gândește-te că sunt milioane, zeci de milioane de oameni care nici măcar nu pot să se miște, care sunt poate țintuiți la pat, paralizați, bolnav de diferite boli și așa mai departe. Când ai alte nemulțumiri că poate nu ai ceea ce îți dorești, gândește-te că sunt sute de milioane, miliarde de oameni care trăiesc la limita subzistenței. La nivel planetar, peste un miliard de oameni sunt muritori de foame. Și peste un miliard de oameni parcurg în fiecare zi câțiva kilometri ca să ajungă la o sursă de apă, care nu este de cea mai bună calitate. Peste un miliard de oameni beau apă din râuri direct, din râuri sau din zone care sunt contaminate. Și putem să dăm foarte multe exemple. Și atunci când știi astfel de lucruri și te gândești că tu doar apeși un buton sau numai deschizi un robinet și curge apa și ai căldură și ai hrană și ai de toate, nu mai ești așa nemulțumit. Nu te mai plângi atât de mult. Și îți dai seama că crucea ta nu e chiar crucea cea mai grea. Însă, într-adevăr, sunt foarte multe greutăți pe care trebuie să le purtăm. Și vreau la două, asupra a două dintre ele să mă aplec astăzi. Prima dintre ele este munca, munca creștină mai ales. Munca este un dat al sorții, pentru că de la căderea în păcat suntem datori să muncim, cum zice însuși Dumnezeu, în sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea. Și toți suntem îndatorați să muncim ca să trăim, să muncim ca să supraviețuim. De aceea biserica nu este de acord cu jocurile de noroc sau cu câștigul facil din activități ilicite. Trafic de droguri, de diferite substanțe periculoase, pentru că ele
distrug, ele sunt nocive și nu este muncă cinstită. Dumnezeu vrea ca noi să ne câștigăm existența, să ne câștigăm pâinea muncind cinstit. Însă, pe lângă munca aceasta pe care o fac oamenii din toate timpurile și din toate locurile, există o muncă creștină, care e mai mult decât o muncă obișnuită. Munca creștină presupune, pe lângă efortul pe care îl faci pentru a supraviețui, pentru a te întreține, efortul de a te înfrâna și chiar de a face milostenie. Pentru că pentru un creștin autentic, munca are trei scopuri. Pentru un om obișnuit, munca are un singur scop. Să te ajute să obții bani. Să te întreții, să te realizezi, cum zicem noi. Pentru un creștin, munca are trei scopuri. În primul rând, să te întreții, pentru că, de asemenea, biserica nu este de acord cu cerșetoria, cu toate aceste forme de înșelăciune, până la urmă, socială. Fiindcă dacă e sănătos, muncești, trebuie să muncești. Și Mântuitorul se spune că i-a ajutat pe cei, chiar cu milostenie și Sfinții Apostoli, dar cei pe care i-a ajutat, Evanghelia spune că erau paralizați, că erau orbi, că erau persoane cu handicap, cu alte cuvinte, care se aflau în imposibilitatea de a munci. Dar nicăieri nu scrie în Biblie că Iisus Hristos i-a ajutat sau apostolii pe cei sănătoși. Din contră, Apostolul Pavel zice într-una dintre epistole, cel ce nu muncește să nu mănânce. Deci e clar, noi creștinii muncim în primul și în primul rând pentru a ne întreține și nu suntem de acord cu lenea. Dar creștinii duc mai departe munca și muncesc având și această conștiință că prin muncă ne putem înfrâna patimile și poftele nestăvilite. Este o metodă, una dintre cele mai importante metode. Și de asemenea, prin muncă putem să devenim altruiști, să facem milostenia de care vă vorbeam. Dacă citim viețile Sfinților, găsim foarte multe exemple. O să vă dau doar un exemplu foarte scurt din viața Sfântului Dorotei Pusnicul, amintit acum două zile, în 16 septembrie, în viețile Sfinților. Viața lui scurtă e scrisă de un anume Paladie, care a lăsat foarte multe istorisiri. Un călător, care, asemenea lui Sfântului Ioan Casian, a călătorit mult prin Egipt și a mers să cunoască părinții îndovniciți și a lăsat biografia ale lor. Și povestește că a ajuns la acest Dorotei Pusnicul, care din copilăria lui era monah, s-a retras într-o peșteră și acolo se nevoia foarte aspru. Adică se străduia într-un mod foarte aspru să-și trăiască viața. Se spune că mânca doar o singură dată pe zi, mânca doar niște buruiene sălbatice pe care le găsea pe acolo, și puțină pâine uscată pe care i-o duceau ucenicii, și nu dormea niciodată întins, dormea doar pe scaun, când se întâmpla să ațipească. Întotdeauna nu-și propunea să adoarmă, pur și simplu adormea din cauza oboselii, uneori în timp ce mânca, alteori în timp ce muncea, dar niciodată nu dormea propunându-se să doarmă. Deci era un om care și-a propus să întindă la maxim efortul lui duhovnicesc. Și se spune că avea un obicei foarte interesant acest Dorotei. Pe lângă munca obișnuită de împletitor, pentru că monahii egipteni se ocupau cu împletitul, împleteau coșuri, rogojini, funii, acest monah împletea rogojini pe care se foloseau la dormit. Și acestea le împletea mai cu seamă seara, noaptea și spre dimineață, iar ziua muncea altceva. Se spune că se ducea în împrejurim, aduna pietre și făcea chilii, adică făcea mici camere. Imaginați-vă o cameră de 2 pe 2 metri. Și făcea o chilie și la final îi oferea în dar unui ucenic sau unui viitor monah, unei persoane care dorea să rămână acolo. Și așa se nevoia el, când era căldura mai mare, să facă aceste construcții pe care le oferea în dar. Și Paladie l-a întrebat, părinte, de ce faci acest lucru când e mai mare căldura? Că îți muncești trupul, îți arzi trupul. Și el a răspuns cu o replică celebră, dacă nu-l muncesc eu pe mine, pe el, mă muncește el pe mine. Adică, în forma aceasta, ce vrea să spună? Că reușesc să-mi pun în frâu patimile, poftele, dacă stai și nu muncești. Îți trec prin minte tot felul de lucruri. Instinctele, patimile se pornesc. Și atunci ai chef de tot felul de nebunii. Dar prin muncă
nu mai e timp. Și vedeți, noi cei care muncim, care vă duceți și dumneavoastră, mai ales cei care munceți din greu, pe când ajung seara acasă, nu le mai arde de să facă prostii. Să se certe, să facă scandal, să se îmbete, să meargă în oraș, să se plimbe aiurea prin, nu știu pe unde, prin barul, să facă lucruri nepotrivite. Pentru că nu mai îți permite trupul, puterea fizică. Și apoi vedeți că el, din munca lui, făcea milostenie. Că construcțiile le dăruia. Și sunt multe exemple în viețile sfinților după acest tipar, în care monahii, în mod deosebit, dar nu numai, și mirenii, munceau cu acest întreit scop. Ca să te întreții, ca să-ți înfrânezi trupul și mai ales ca să faci milostenie. Și e bine să reținem acest lucru, pentru că rețeta e valabilă pentru noi toți. Nu trebuie să fii monah pentru asta. Deci din ceea ce muncești, să împarți și cu alții. Bineînțeles că noi cei care suntem căsătoriți împărțim în primul rând cu copiii noștri. Că ne creștem copiii și să-ți crești copiii e o povară, e o formă de altruism. Pentru că în societatea modernă, de aceea oamenii sau tinerii nu mai fac copii. Pentru că sunt egoiști, din egoism. Nu că n-au posibilități. Când auzim acest argument, ne doare capul, pentru că e o mare minciună că n-ai posibilități. În ziua de astăzi nu există să n-ai posibilități să întreții un copil. Și dacă stai în chirie, și dacă nu-i cumperi absolut tot ceea ce îți dorești tu. Și unde mănâncă doi copii, mănâncă și trei, mănâncă și patru. Pur și simplu e vorba de confortul nostru, de egoismul nostru. Acesta este motivul cel mai clar. Și societățile avansate devin egoiste. De când e lumea a fost așa? E o lege a firii aproape. Deci, într-adevăr, cei care au copii, în primul rând se sacrifică pentru copii. Dar uneori poți să trăiești într-un mod egoist viața și în familie. Să fii doar pentru copii. A fi altruist nu înseamnă să te ocupi doar de copiii tăi. Că atunci devii din nou egoist în doi, în trei, în patru. A fi egoist înseamnă, a fi altruist înseamnă să depășești barierele propriei familii, să mergi mai departe, să-i ajuți pe cei din jurul tău, rudeniile tale. Că și rudeniile trebuie ajutate. Deși în societatea de astăzi vedeți că cumva este denigrat acest lucru, că și-a ajutat rudeniile. Foarte bine că și-a ajutat. Păi trebuie să ne ajutăm rudeniile. Bine, acum e nepotrivit să-ți promovezi o rudenie total incompetentă pe un post foarte înalt. Atunci, într-adevăr, e șocant să pui ministru pe unul care nu știe să scrie, să citească sau nu știe alte lucruri esențiale. Nu să pui pe un post de conducere o persoană care habar n-are de domeniul respectiv. În zona politică de obicei se întâmplă sau în zona administrației. Dar, în general, a-ți ajuta rudeniile este un lucru lăudabil și chiar trebuie să facem acest lucru. Știi că ai o rudenie care e mai necăjită, poate, mai săracă și e bolnavă, poți să o ajuți. Nu trebuie să-i dai bani. E suficient, poate, să o duci cu mașina până la spital sau să-i găsești un medic potrivit. Sau să te duci în vizită la spital sau să o aduci acasă sau să faci, nu știu, ce poți să faci. Sunt un milion de situații în care poți să-ți ajuți rudenii. Și apoi mergi mai departe, vecinii, prietenii și te duci străinii. Eu le-am luat așa treptat, concentric. Ca să nu ziceți că sar direct la străini, că mi se pare ciudat să-i ajutăm direct pe străini. Dar într-adevăr, cine nu-și ajută copiii, cine nu-și ajută rudenile, cine nu-și ajută vecinii, nu cred că-și ajută nici străini, nu-i ajută nici pe străini. Nu se poate. În mod tradițional, vedeți, și strămoșii noștri se ajutau între ei, vecinii se ajutau între ei. Și așa este firesc, să se ajute vecinii între ei. Noi acum ne ajutăm tot mai puțin între noi. Ori nu-i normal. Și atunci munca ne poate ajuta să depășim acest egoism și să devenim milostivi, să devenim altruiști și în forma aceasta chiar să ne înfrânăm poftele și patimile pe care le avem. Aceasta este o cruce pe care avem a o purta fiecare dintre noi. Deci să muncim creștinește. Toți muncim, dar nu toți muncesc creștinește. Iar a munci creștinește înseamnă să muncești cu aceste scopuri și ca pentru Dumnezeu, așa zice Apostolul Pavel. Să muncești ca și cum ai munci pentru Dumnezeu. Imaginați-vă că ne-ar cere Iisus Hristos să facem ceva pentru El. Și am ști că este Iisus Hristos și că ne cere să facem un lucru. Cred că am dat totul pentru asta. Ei, gândiți-vă că Iisus Hristos se identifică cu fiecare dintre noi. El o spune, nu o spun eu. Și zice, când faceți un bine fratelui meu, mie îmi faceți. Deci la judecată, Iisus Hristos va contabiliza tot binele pe care noi l-am făcut fraților noștri, ca și cum l-am fi făcut lui.
Iar cei care se vor eschiva și vor zice, n-am știut că ești tu, n-am știut că tu te identifici cu frații tăi, noi te știam pe tine, că am auzit de tine, dar n-am știut că tu chiar te identifici cu fiecare dintre ei, ce zice Evanghelia că va zice Mântuitorul? Plecați de la mine, blestemaților! Deci va fi foarte exigent cu cei care nu se identifică, care nu vor fi atenți la fraților. Și apoi, deci este o cruce pe care avem a o purta fiecare dintre noi și cei care muncesc creștinește, adică depășind acest cadru egoist de întreținere, de autorealizare, reușesc să facă foarte mult. Și apoi o altă cruce despre care nu mi-am propus să vorbesc, dar aseară mi-a venit în minte pe fundul controversei acestea pe care ați văzut aseară cu acel părinte acuzat de agresiune. O altă povară pe care o avem noi a o purta este povara calomniei. Fiecare dintre noi judecăm, calomniem, unii pe alții, ne judecăm unii pe alții. Îi judecăm pe vecini, îi judecăm pe colegi, îi judecăm pe prieteni, pe străini, ce să mai spun, de cei care ne conduc și pe alții îi judecăm în continuu și îi criticăm și îi condamnăm. Probabil că înaintea lui Dumnezeu de cele mai multe ori suntem în situația de a calomnia, că nu știm care e adevărul. De cele mai multe ori nu știm care e adevărul. Eu ca preot deja m-am obișnuit cu acest lucru. La început m-a afectat foarte tare când auzeam că cutare a zis ceva despre mine, că am furat, că am făcut nu știu ce. Și mă supăram. Acum am depășit acest lucru pentru că îmi dau seama că gura lumii nu o pot opri. Bineînțeles că cât pot mă străduiesc să mă feresc de absolut orice, de orice suspiciune și cât pot să fiu cât mai transparent ca să nu existe suspiciuni. Dar calomniile există. Și bineînțeles că față de preoți există și vor exista și presa este avidă după orice știre negativă pentru că negativul face audiență. Negativul trezește noi un instinct. De ce negativul face audiență? V-am mai spus acest lucru. Trezește noi instinctul de apărare. Negativ înseamnă pericol. Și noi întotdeauna când punem în termen de pericol un lucru, că se întâmplă ceva catastrofal, imediat trezim atenția celorlalți. E un instinct. Și presa știe acest lucru, a învățat în ultimii ani și speculează la maxim, dincolo de orice morală. Pentru că eu sunt de acord să-ți dau libertatea să stimulezi atenția celorlalți, dar nu cu orice preț. Și atunci vedeți că înainte de a se pronunța o instanță de judecată, înainte de a se analiza cazul, a se cunoaște detaliile, e suficient ca să apară o știre că cineva a fost acuzat și gata, toată lumea deja l-a și condamnat, îl și vede după gratii. Deși 90% din cazuri se vede că nu s-a întâmplat nimic. Nu e ușor însă să porți crucea calomniei fără să ripostezi. Că asta e o cruce și asta. Și în viețile Sfinților avem exemple deosebite. Spre exemplu, în viața Sfântului Macarie se spune că, Macarie egipteanul, Macarie cel mare, se spune că la un moment dat el viețuia în apropierea unui sat și o fată de acolo a rămas însărcinată. Și fata n-a vrut să spună cu cine a rămas însărcinată, pentru că era probabil condamnat băiatul. Și el a spus că călugărul de lângă sat acela mi-a făcut această necinste. Și s-au dus toți sătenii, l-au luat pe Sfântul Macarie, l-au dus în sat, l-au bătut, l-au batjocorit, i-au legat tot felul de obiecte de corp și l-au pus să meargă prin sat să facă zgomot și l-au chinuit teribil, l-au bătut încât l-au lăsat aproape mort. Și a încercat la un moment dat cineva să ia apărarea, dar n-a avut niciun succes, pentru că atunci când se produce acea emoție colectivă, nu mai funcționează raționamentele și logica nu mai funcționează. Oamenii se lasă cuprinși de val. Și l-au bătut foarte tare pe Sfântul Macarie. Și la final i-au zis în felul următor, nu te lăsăm, nu scap, până nu promiți că o să o întreții pe femeia acum, dacă i-ai făcut copil, să o întreții. Și Macarie a zis ucenicului, că era și ucenicul cu el, promite tu în locul meu că el nu mai putea, promite că o să faci. A promis. Și s-a dus Macarie, l-a dus acasă, de fapt, că n-a putut să meargă pe picioarele lui, l-a dus ucenicul acasă, la chilie, l-a îngrijit câteva săptămâni până s-a refăcut cât de cât. Și apoi Macarie avea o vorbă, zice, acum, dacă ți-ai luat femeie, muncește de două ori. Și muncea dublu și trimitea rentă, trimitea bani femeii. El și-a asumat calomnia. Și când a fost să nască femeia, se spune că n-a mai putut să nască. Avea durări, se chinuia să nască și n-a putut. Până când a recunoscut, i-a venit în gând la un moment dat femeii să recunoască că pe nedrept l-a nedreptățit pe Macarie și a mărturisit atunci că nu el e vinovat, că e altcineva și ulterior a reușit să nască în cele din urmă și s-a aflat
în sat că nu e măcar vinovat și s-au dus toți la el să-și ceară iertare. Dar el la rândul lui, când a auzit că vin sătenii la el și s-a aflat taina crucii lui, el s-a făcut nevăzut, a plecat, s-a ascuns și a mers în altă parte împreună cu ucenicul lui și nu l-au mai întâlnit sătenii aceia niciodată. S-a mutat într-o altă zonă, pentru că nu vrea slava oamenilor. Dar el și-a purtat această cruce a calomniei. Sau un alt exemplu în viața Sfintei Teodora din Alexandria, pomenită în 11 septembrie. Și ea a fost o femeie căsătorită. La un moment dat a căzut în păcat cu un bărbat. Și a avut mustrări foarte mari de conștiință, încât și-a lăsat soțul și a plecat la o mănăstire. Dar ca să se nevoiască foarte aspru și să se pocăiască, s-a tuns, s-a îmbrăcat bărbătește și s-a dus într-o mănăstire de călugări, unde viața era mult mai aspră decât la mănăstirile de maici. Și a fost primit acolo, după mai multe încercări, ca și călugăr. Și ani de zile s-a nevoit. Nu era nimic scandalos, pentru că în Antichitate și în Evul Mediu erau mulți monahi care n-aveau barbă, care aveau caracter efeminat, pentru că erau și eunuci. Unii dintre ei, din copilărie, erau sclavi în special, erau castrați. Și atunci nu-și mai dezvoltau trăsăturile masculine. Și unii erau eunuci, alții pur și simplu erau mai efeminați din naștere, deci nu era pentru ei scandalos și nu-și puneau problema că s-ar putea să nu fie bărbat. Dar ea, purtând veșminte bărbătești, probabil fiind și foarte discretă, n-a trezit suspiciune niciodată. La un moment dat, starețul mănăstirii a trimis-o pe Teodora, numită Teodor de data asta, la o altă mănăstire cu ceva, cu o scrisoare, să ducă ceva. Și acolo, la acea mănăstire, viețuia tot așa o fata egumenului, se zice, adică egumenul era un fost preot de mir căsătorit, rămas văduv și retras la mănăstire, și a rămas însărcinată și ea, și după ce a plecat Teodora de acolo și s-a descoperit că e însărcinată fata, a pus vina pe ea. Și au venit acei monahi la cealaltă mănăstire și au zis, uite ce a făcut călugărul tău, l-ai trimis la noi, noi l-am primit, l-am găzduit câteva zile și uite ce rușine ne-a făcut. Acum, dacă e așa, ia copilul și crește-l tu. Și după ce a născut femeia, într-adevăr, i-au adus copilul și i l-au dat Teodorei să-l crească. Teodora a fost alungată din acea mănăstire. Ea n-a plecat departe de mănăstire, a rămas în afara mănăstirii și a făcut o colibă, se spune în viața ei, și 7 ani a stat cu copilul. Niște ciobani din împrejurim îi dădeau lapte și au făcut milă de ea și îi dădeau lapte și cu acel lapte a reușit să supraviețuiască copilul și ea timp de 7 ani. După 7 ani, văzând pocăința ei adâncă și părerea de rău, deși nu era părerea pentru păcatul pe care nu săvârșise, au reprimit-o în mănăstire împreună cu copilul. După încă 2 ani a murit Teodora și la moartea ei, când au pregătit-o pentru înmormântare, au descoperit că este femeie. Și și-au dat seama atunci că de fapt a fost o calomnie și că timp de 9 ani de zile această Teodora a purtat asupra ei această cruce a calomniei și niciodată nu s-a răzvrătit. Deși la început a spus, n-am fost eu. Dar după ce cei din jur au insistat că a fost ea, a cedat și a zis, bun, dacă e așa, atunci mi-asum eu crucea aceasta calomniei. Deci v-am dat 2 exemple din viețile Sfinților ca să vedeți cât de mare poate să fie calomnia uneori și cât de mare poate să fie crucea calomniei dacă ți-o asumi. Nu întâmplător sunt trecut în rândul Sfinților. Noi probabil nu avem această putere. De cele mai multe ori încercăm să ne apărăm și nu e rău neapărat să te aperi. Că nu trebuie neapărat să accepți toate denigrările celor din jur. Dar dacă ești un om puternic și la un moment dat vezi că oricum nu poți să oprești gura lumii, că uneori nu poți să oprești, ce faci? Nu te deznădăjdești. Îți asumi crucea aceasta a denigrării. Te duci înainte, așa cum s-au dus acești sfinți. Și cu siguranță că Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, va descoperi adevărul. Fiți convinși de acest lucru. Și eu m-am convins, eu personal m-am convins de acest lucru, că de fiecare dată când am fost acuzat de anumite lucruri, nu foarte mari, dar anumite lucruri care sunt deranjante, până la urmă Dumnezeu a descoperit, mai devreme sau mai târziu, adevărul și s-a văzut ce hram poartă fiecare, știți? Că așa se spune. Și apoi ultimul lucru pe care ne zice Mântuitorul, este acela să-i urmăm. Să ne lepădăm de egoismul nostru, să ne purtăm greutățile vieții, adică crucea, și să-i urmăm. A urma lui Hristos înseamnă a împlini poruncile. Cele 10 porunci pe care le știm cu toții. Când împlinești poruncile lui Dumnezeu, de fapt îi urmezi lui. Altfel, doar ți se pare că îi urmezi lui Hristos. Deci omul care spune că este credincios, dar nu împlinește poruncile, cele 10, nu este credincios de fapt.
Omul care zice că crede în Dumnezeu, dar nu plinește poruncile, nu merge pe același drum cu Dumnezeu. Păi nu, știm care sunt poruncile. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău. Să nu ai idoli. Să nu iei numele Domnului în deșert, adică să nu bat jocorești numele lui Dumnezeu, să nu jignezi, să nu înjuri de Dumnezeu, să nu râzi de Dumnezeu. Porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește pe ea. Porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu minți. 10. Să nu poftești ce este al aproapelui tău. Și porunca zice să nu poftești soția aproapelui tău, să nu poftești animalul aproapelui tău, să nu poftești proprietatea aproapelui tău și așa mai departe. Deci în sensul ăsta, să nu poftești orice poftă. Nu înseamnă să nu-ți dorești să te căsătorești, să nu-ți dorești să ai o casă. Să nu poftești la altcuiva și să-l iei într-un mod nedrept acel lucru sau acea persoană. Asta e porunca 10. Deci dacă ești cu Dumnezeu, te străduiești să împlinești aceste porunci. Și chiar dacă vei avea căderi, că toți avem căderi și nu reușim toate să le împlinim, simplu fapt că ne străduim să le împlinim înseamnă că vrem să fim cu Dumnezeu și chiar Dumnezeu vede acest lucru și apreciază. Dar dacă tu nu-ți propui să împlinești poruncile lui Dumnezeu, le disprețuiești și consideri că nu sunt actuale, că nu sunt utile, că nu sunt moderne, înseamnă că tu nu ești pe drumul cu Dumnezeu, ești pe o altă cale, ești pe un alt drum. Și Biserica ne reamintește astăzi că drumul nostru al creștinilor este cu Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne lepădăm de orice poftă egoistă, să ne purtăm cu demnitate și cu credință crucile vieții și la final să ne dea Dumnezeu putere să putem împlini toate poruncile Lui. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.